Pentru astăzi, Ministerul Sănătății anunță 532 noi cazuri de coronavirus. Trei dintre ele sunt de import din Egipt, Statele Unite ale Americii și Ucraina. Astfel, cifra infectărilor de la începutul pandemiei a ajuns la 37.740. În stare gravă sunt 509 persoane, dintre care 33 conectate la aparatele de respirație asistată. În ultimele 24 de ore au fost constatate și 15 decese provocate de virusul pandemic. Alte 386 de persoane au fost externate după ce au primit testul negativ. În total, 26.575 de persoane au fost tratate de COVID-19. Medicii trag semnale de alarmă din cauza încetinirii cazurilor de îmbolnăvire. Un număr mare al infectărilor se atestă la copii. În cadrul unei conferințe, experții din sănătate au anunțat că numărul pacienților tratați a crescut cu 9% săptămâna trecută. De asemenea, tot în ultimele zile din august, cazurile de infectare cu noul coronavirus au înregistrat o ușoară scădere cu 2%. De asemenea, s-a înregistrat și o reducere a cazurilor fatale în comparație cu statistica de la începutul lunii august. Rata fatalității este una mai joasă pentru ultimele 14 zile și anume de 1,5 decese la 100 de cazuri. Pe de altă parte, Agenția Națională de Sănătate Publică anunță că în ultimele două săptămâni tot mai multe cazuri au fost înregistrate în rândul tinerilor. Pentru ultima perioadă se observă o întinerire a cazurilor. Asta ar însemna că avem o diferență semnificativă în grupele de vârstă de la 20 la 40 de ani. Vârsta medie pentru ultimele 14 zile a scăzut cu 0,6 ani sau a fost de 45,9 ani. Asta este explicat prin faptul că avem o intensitate în creșterea de întâlniri cu persoanele dragi, avem perioada de concedii. Și în rândul copiilor, situația nu este mai bună. Până acum s-au infectat aproximativ 2100 de minori, dintre care 41% au între 11 și 17 ani, iar fiecare al 10-lea este bebeluș. Reprezentanții Direcției Sănătatea Capitalei atenționează că situația ar putea deveni critică dacă nu respectăm cu strictețe regulile sanitare și de izolare. Documentăm o creștere evidentă a cazurilor asimptomatice prin COVID, inclusiv o creștere a numărului de infecții la copii. În mare măsură, paturile din spitalele pentru copii cu COVID-19 sunt toate ocupate. Funcționarii de la primărie mai precizează că s-a avansat și la implementarea sistemului special de monitorizare online a pacienților cu forme ușoare care se tratează acasă. Programul este testat de autorități de peste 4 luni. Am avansat foarte mult în monitorizarea prin sistemul online Jira. A fost aprobat regulamentul pentru utilizarea acestui sistem, iar actualmente suntem în procedura de înregistrare a acestui sistem conform legislației. La ziua de astăzi, în urmărire prin acest sistem Jira, sunt 14.500 de pacienți cu forme ușoare aflați la tratament la domiciliu. Iar primarul Capitalei Ion Ceban propune un nou concept pentru a ușura munca medicilor de familie, care uneori fizic nu reușesc să monitorizeze corespunzător toți pacienții. Ziceam să dezvoltăm conceptul în continuare cu IVR pentru cei care nu au smartphone și de conceptul legat de call centru pentru a telefona suplimentar cei care eventual sunt la domiciliu și nu se reușește de partea de medici de familie. În prezent, cele mai multe cazuri, peste 15.000, sunt în municipiul Chișinău, după care urmează Bălți, regiunea Transnistreană, Găgăuzia și raioanele Ialoveni, Cahul și Soroca. Până acum, COVID-19 a fost confirmat la peste 4.400 de lucrători medicali, dintre care 70% sunt doctori și asistenți. Experții ANSP cheamă la vigilență maximă și femeile însărcinate. Potrivit datelor oficiale, de la începutul pandemiei, 288 de gravide s-au infectat cu noul coronavirus, mai mult de jumătate dintre femei fiind deja în ultimele luni de sarcină.